Ce faceți, mă? Ați petrecut și voi de 1 mai, v-ați distrat sau? Fun fact, eu am ajuns în vamă pentru prima oară și încă mi se pare că sunt puțin răgușit, asta pentru că am băut rece sau am urlat ca prostul sau și totuși nu vreau să-mi imaginez ce au pățit oamenii aia care au intrat în mare la 6 dimineața pe frigul ăla, că aveam și hanorac și geacă, înghețam de frig și ei au intrat în apă, mă, la 6 dimineața mare. Și partea cea mai amuzantă la toată chestia asta că este un băiat, mă, după aia în chilos la 6 dimineața se uită așa un pic pe mine. Ah, că Andrei Cosmin, putem să facem o poză? Îți dai seama, o să vină un băiat la 6 dimineața din mare în chilos la tine să vrea să faceți poză, mi se pare bine. Și partea și mai amuzant la toată povestea asta că după aia am încercat să ajungem la cazare și credeți-mă, am încercat, este bine spus. Eram cu un tovarăș și cu o tipă care tipa aia se făcuse forță, era bine rău de tot. Bă, și nu vă exagerez, era să o lovească calul. Cum să te lovească, frățioare, calul? Bă, era efectiv în mijlocul drumului și trecea o trăsură cu cai și mai avea efectiv calul așa să o lovească, ești de mult, dacă nu o trăgeam, o lovea calul. Voi vă dați seama, mă, să te lovească calul, mi se pare și mai bine decât să vină un băiat să faceți poză la 6 dimineața în chiloți. Și totuși zic să ne vedem de clipul nostru, astăzi este pe bază de haine, pe bază de modă, să vedem și noi, nu, ce mai poartă lumea prin 2022, ce fel de ținute se mai fac și așa mai departe. La tantia asta, de exemplu, băi, ceva foarte rău și nu sunt colanții în sine, nu e imprimeu în sine, cât sunt colanții. Și totuși ar fi amuzant să se ia curent un supermarketul ăsta, nu, și să fie fosforescenți colanții aia, nu, și să vezi niște, să vezi doi ochi cu o gură că se plimbă pe acolo, mi s-ar părea bine. Și probabil există idioți pe lumea asta care ar cumpăra așa ceva. Mi se pare că trebuie să fii dement să dai banii pe așa ceva. Sunt curios totuși ce bani sunt blugii ăștia. Mă rog, blugii ăștia. Probabil existau două opțiuni în magazinul ăla, erau blugi din ăștia care, mă rog, blugi destul de mult spus, v-am zis, dar cu buzunarele intacte, pentru că putem să observăm buzunarele. Și probabil erau și blugi, nu ca niște blugi, dar aveau buzunarele rupte și dacă vrei și, na, ghinion, prea mult. V-am zis, totuși eu sunt curios cât cer oamenii pe mizerile astea ordinare, nu m-ar mira să ceară un preț la de ceva $200 sau o chestie de asta. Mai departe avem și papuci ăștia, papuci de la Crocs sau ceva, Business Edition. E vorba între noi acum, bă, genul ăsta de încălțăminte mi se pare oribilă, mi se pare că arată odios pe oricine. Și oamenii s-au gândit să o dea din rău în mai rău, să facă și papuci, nu? Confortabil sau nu, bă, da, nu port așa ceva, adică pe bune, bine, fiecare face ce vrea, eu personal n-aș purta așa ceva. Iar pantofii ăștia care mai degrabă arată ca niște papuși, mă gândesc că sunt gândiți ca în momentul în care ai infecție la degetul mare la picior, nu e cu ciuperci, cu din alea și e scârbos și nu vrei să te vadă lume, porți așa ceva. Trecem totuși mai departe, avem și vesta asta de blugi, nu, care probabil este făcută și gândită de un designer foarte mișto, foarte renumit, nu? Se gândea omul, bă, ce aș putea să fac diferit, cu ce aș putea să ies în evidență, ce aș putea să pun pe ea, nu? Și s-a gândit să pună un imprimeu din ăsta cu nămol, ne zice, deși sincer să fiu cu voi, mai degrabă arată diaree. Mai costă și 75 de lire, mă, porcăria asta sinistră, Doamne ferește. Iar geaca asta, bă, este definiția perfectă de life hack, mă, nimic nu se aruncă, totul se păstrează, totul are un folos. Și totuși vreau să cred că geaca asta are un print pe ea și ale nu sunt coși de portocale pe bune. Deși arată mega real, este o geacă care arată apetisant. E genul de geacă, nu, pe care o iei în club și te duci la bar și dai shot-uri de Jäger, că vorba aia, portocală ai. E genul de geacă pe care o iei și o porți maxim 24 de ore, că după aia expiră, se duc, se strică cojile alea de portocală. Legenda spune că expiră mai repede decât plăcinta de la Mac, deși, mă rog, asta e imposibil. Mi se pare genul de geacă pe care o iei, nu știu, la un eveniment din ăsta mai exclusivist cumva, dacă vrei să ieși în evidență, pentru că, na, nu iei așa ceva ca să o porți zilnic, de zi cu zi. Și că tot veni vorba de evenimente exclusiviste, nu? Ei bine, cineva a purtat ținuta asta la o prezentare de modă. Dacă Superman își poartă chiloții pe deasupra, nu? Ce, femeia asta e mai fraier, nu poate să-și poarte și ea sutienul pe deasupra, iure. Sutien care nu prea arată sutien, pare efectiv două baloane. Și inclusiv rochia asta pare care, ca design, ca imprimeu, sunt baloane pe ea. Să nu mai zic de tocurile astea care arată ca un papion uriaș de pus la gât. Și totuși, ce mă sperie pe mine foarte tare, mai tare decât ținuta în sine, este privirea lui tantia asta, bă. Are o privire din aia de criminală în serie, efectiv. Are o privire, probabil s-a văzut și ea în oglindă, nu? Înainte să pășească pe scenă s-a văzut și ea în oglindă și era la modul, bă, ce dracu fac cu viața mea. Iar legenda spune că lui asta i-a zis cineva că, fată, porți atâtea haine negre, nu mai purta și tu atâtea haine negre, mai schimbă și tu, poartă niște haine mai vii. Și la cât de proastă e s-a întâmplat asta. Ori de fapt ăsta este fashion-ul adevărat, mă, și noi suntem aia proști. Probabil asta e de fapt, nu e aia proști. Trecem totuși mai departe și, bă, n-o să vă mint, dar tipa asta săraca după față pare că nu știe pe ce lume se află. Pare că e nedormită de 4 zile, a fost acolo pe party, pe bumții, bumții. Și care e faza cu chestiile alea, mă, de la sân? Ce sunt alea în primul rând? Puteau la fel de bine să pună capacele la borcanele cu castraveți, că era tot aia, sau nu puneau nimic, că nu făcea nimeni diferență, adică pe bune. Ce să acoperi la tipa asta, că mai degrabă îi acopereau fața, că v-am zis, la față pare ceva rău, nu știe cum, nu știe de ce e acolo. Bine, mă gândesc că la prezentările astea de modă, nu, despre asta este vorba, niște ținute de astea
cât mai exclusiviste, extravagante, nu? Diferite, ieșite din comun. Și găsesc tot felul de modele din astea sparte, săracile coxate pe nas, te aruncă niște haine random pe ele și gata, fată. Ești model, ești șmecher, ești bines. Iar omul ăsta ne zice că, și că bă, s-a săturat să-i zică lumea care hanora cu pătat că de fapt ăsta e modelul. Și totuși, lăsând asta deoparte, dar care e faza cu fermoarul ăla? De ce naiba are fermoarul acolo la piept? Sau de fapt ăsta e Superman sub acoperire, nu? Dacă se ia cineva de el sau așa, deschide un pic fermoarul și arată semnul, nu? E Superman pe interior. Cu hanoracul ăsta cu siguranță nu o să par mai interesant, o să pari dubios și nespălat în același timp, pentru că na. Next avem și bluza asta cu textul I punch pizza, cel mai probabil. Bănuiesc că asta se întâmplă dacă te duci și faci cumpărăturile din Dragon Roșu, nu? Era un cocalăreș de ăsta pe undeva pe acolo, s-a dus și el și a cumpărat o felie de pizza, nu? Și a dat ca prostul pe el. Și ce-o fi zis? Bă, să moară familia mea, bă, ești nemul, a ridicat felia aia de pizza, bă, să moară familia mea, bă, tu mă potezi pe mine, mă, bam! Și a dat mare bucată la felia de pizza. Și măsa probabil era, avea tarabă pe acolo prin Dragon Roșu sau ceva, nu? Și a sunat-o, bă, mamă, am eu idee de imprimeu acum că mi-a venit că m-a atacat o felie de pizza. Să moară familia mea. Să vezi ce bucată i-am dat și am acum o idee de imprimeu, facem forță. Avem și papuci ăștia pe care cu siguranță îi port la geaca aia, mă, îi asortez la geaca aia făcută din coș de portocale sau cu imprimeu de. Și pe cât de rău nu arată, totuși papuci ăștia cumva și înțelege de ce e purtat la mare, de exemplu la caterinca. Adică, până la urmă e caterinca și totuși să apreciem faptul că arată mega real. Deși am urât dintotdeauna papucii cu căcatul ăsta între degete, bă, mi se pare extrem de inconfortabil. Dar per total v-am zis, cumva mi se pare caterinca și aș înțelege de ce unii oameni ar alege să poarte așa ceva pe la mare, de exemplu. Adică, na, e caterinca cumva. Iar din categoria cu lanț dubioși mai avem și poștea, unde Moș Crăciun al nostru pare că s-a blocat, nu? Și eu știam că Moș Crăciun trebuia să vină prin șemineu, mă, nu trebuia să coboare de acolo. Numai din șemineu nu coboară în cazul ăsta. Next avem și papuci ăștia care nici măcar nu mă mai miră că există așa ceva și la fel ca și ceilalți cumva și înțelege de ce unii oameni ar purta așa ceva la mare. Adică până la urmă sunt caterin, că nu văd nimic rău în chestia asta. Ce nu înțeleg în schimb sunt chiloții ăștia tanga de bluși, mă. Cum să fie, mă, chiloții tanga de bluși și cum să aibă nasturi în primul rând? Adică ce dracu se întâmplă? Voi vă dați seama, mă, s-o agățați pe una în club, o aduce de acasă, niște treburi, niște scheme, hapă, dezbrăcați și vedeți că poartă chilozii din ăștia. Indiferent cât de beat aș fi, cred că mi-aș reveni instant, aș avea niște semne de întrebare, mi-aș pune niște întrebări și mai ales ei. Sau aș suna un prieten, aș întreba, auzi, poți să sun un prieten, e cu variante de răspuns, adică, pe bune, de ce porți așa ceva? L-aș suna pe Mircea, l-aș întreba și pe el, uite, bă, Mircea, ce mi s-a întâmplat, tu ai pățit, mă? E 6 dimineața, bă, handicapatule, ce femeie ai agățat-o, mă, cu kilostanga de bluși și cu nasturi, ești handicapat, nu merde de glume, serios? Lasă dracu drogurile alea, că nu pe bune, deja, și 6 dimineața ești handicapat, mă, sunt cu din astea kilos, tanga de bluși cu nasturi, handicapatule. Trecem, mă, totuși mai departe la geaca asta, care geaca, să încerc să fiu cu voi, am mai văzut undeva ceva asemănător, nu pe culoarea asta, dar ceva asemănător, cred că am mai văzut. Sunt curios totuși cât costă, adică pare genul de geacă, nu știu, de la ceva designer din asta, Gucci sau habar n-am, unde costă, poate vezi un preț la $12,000 sau o chestie de aia. Într-adevăr, e ceva diferit, adică la capitolul originalitate, nu? Primește omul ăla sau oamenii ăia care au gândit geaca asta, primesc niște puncte în plus. Dacă aveți idee de preț, dacă aveți idee ce brand este geaca asta, să lăsați și voi în comentarii, chiar sunt curios ce preț ar avea așa ceva. Iar pantofii ăștia, bă, băiatule, ar trebui direct adăugați, înregistrați pe post de armă albă, adică pe bune sunt niște arme albe, uite-te un pic cât de ascuțiți sunt, la modul poți să înjunghi oameni cu ei. Eu vreau să cred că Balenciaga nu a făcut așa ceva, cu toate că Balenciaga face tot felul de porcării odioase, deci nu m-ar mira. Și totuși vreau să cred că ăștia sunt, nu știu, ceva Photoshop și că Balenciaga nu a făcut mizerile astea. Dar, repet, poate asta este moda de acum, mă, și noi suntem aia proști. Noi suntem aia care nu înțelegem moda adevărată și că ăștia, de fapt, pantofii ăștia sunt extraordinari și lumea chiar poartă așa ceva. Cum mai erau și mizerile alea de acum câțiva ani, tot de la Balenciaga, mi se pare, șoseta aia ordinară, care era și o grămadă de bani și arăta și ca dracu. Trecem, totuși, mai departe la tipa asta, unde s-a dus la ceva eveniment și s-a gândit că ar fi o idee bună să ia rochia asta pe ea. Rochie care, sincer să fiu cu voi, imprimeu de pe rochie, piciorul mai exact, pare genul de tipă cu rochia asta, pare genul de tipă care ar veni la tine și ți-ar spune că eu o am mai mare decât a ta. Și pe bună dreptate, adică arată fix ca o... Iar în cazul ăsta, bă, pur și simplu nu mai e nimic de adăugat, mă. Adică uitându-ne la expresia tipei, e clar că e fucked up ce se întâmplă aici. Până când și ea se întreabă, bă, ce dracu am ajuns să fac cu viața mea. Săraca, dacă vrea să bea și ea un pahar cu apă, să, nu știu, să se scarpine, să se ducă la baie, ce face, mă, trebuie să-și dea asta jos. Și plus de asta e la ceva eveniment acolo sau la un shooting, la cum face și ea cunoștință cu oamenii aia, mă, că bună, sunt Alexandra. Face ca dinozaur, așa. Poate să ridice antebrațul, ești nebun, nici măcar jumătate. Bună, sunt Alexandra, nu pot să ridic mâna mai mult, că am putea, trebuie să port căcatul ăsta. Tot felul de nebun, mă, în industriile astea de modeling, de cu designer, cu din astea, tot felul de handicapați.
tipul ăsta zici că are o gaură neagră ceva în ea, adică la modul pe acolo au ieșit toți carcalacii din Stranger Things prin ea și tot prin ea or să intre. Aia chiar pare o gaură neagră, adică pare ceva rău. Bă, și dacă e să mă întrebați pe mine, nu cred că este cel mai bun loc pentru un continent, adică la modul aici este plasat continent sau să-i spunem continent. Și totuși, lăsând asta deoparte, cu siguranță nu este cea mai rea roche pe care am văzut-o până acum. Mă rog, pot să fac și ceva glume proaste pe seama ei, dar cu siguranță nu este cea mai proastă de până acum. Și totuși, trece mai departe. Mai departe la blugii ăștia, care blugii ăștia cu siguranță fetelor, dacă voia să vi se vadă curul și nu știați cum vă cumpărați blugii ăștia, lejer se rezolvă problema. Și totuși, eu acum sunt curios cum funcționează, la modul dacă vă bășiți nu se aburește plasticul ăsta sau ce o fi. Să nu mâncați dracu vreo șaurma de aia nasoală de prin vamă, să vă ia stomacul, să vă căcați pe voi. Că dacă dați o bășină după aia, o de aia nasoală, ești nebun să iese cu tot cu tasul și se împrăștie pe blugii ăștia și nu e chiar ok. Și nu știu de voi acum, bă, dar ăștia ar veni extrem de bine la chiloția tanga de blugi, mă. Mi s-ar părea ținuta perfectă ăștia cu chiloția, nu? Bravo, ai stil! Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram, andrei.cosminn. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să prindeți notificările dacă sunteți noi. Și noi ne auzim data viitoare cu o voce, sper, nouă, fresh, Doamne ajută. Ne auzim data viitoare.